Tot despre alegeri aș vrea să discutăm. De această dată despre alegerile din Republica Moldova. Vorbesc despre alegerile prezidențiale care vor avea loc acum pe 1 noiembrie. Un subiect care nu prea este discutat aici la București. Chiar mă uitam zilele astea și nu am văzut prea multe, cel puțin declarații referitoare la acest scrutin electoral din Republica Moldova. Nu este un subiect de interes la București, alegerile prezidențiale din Republica Moldova? Eu cred că este și ar trebui să fie un subiect de maxim interes, pentru că nu doar vecinătatea cu Republica Moldova este un factor, dar faptul că, și nu mă feresc să o spun, acolo este teritoriul, sau este Basarabia e România, cum vedem scris peste tot, și acolo sunt foarte mulți cetățeni români, acolo se vorbește aceeași limbă, avem aceeași cultură, și în primul rând din acest motiv ar trebui să ne intereseze. Apoi vecinătatea e la granița Uniunii Europene și unde știm că influența Rusiei este foarte mare. Am avut 4 ani de zile un președinte pro-rus, ale cărui întâlniri au fost majoritatea cu Putin sau cu lideri din spațiul ex-sovietic. Asta departe de România, și, Igor da, Dodon. Igor Dodon a avut și foarte multe derapaje, să spun așa, în ce privește relația cu România. Numai târziu de anul acesta, când România a acordat un ajutor umanitar considerabil, cel mai mare ajutor umanitar primit de Republica Moldova în această pandemie de la o țară terță, cel venit din România, am avut surpriza neplăcută să fim întâmpinați la Chișinău, la marginea Chișinăului, sub un pod, în niște condiții umilitoare pentru noi, dar și pentru cetățenii din Republica Moldova, care, spre deosebire de conducere, ne-au așteptat pe tot parcursul convoiului cu mesaje de mulțumire, cu aplauze, cu drapeluri, drapele de culoare, iar apoi să vedem că de 9 mai au avut manifestații în centru. Acum, când Moscova a dat 5 mașini de desăpezit, le-au defilat prin Piața Mare Adunării Naționale. Acum, când cazurile de COVID sunt mult mai multe decât erau în primăvară. Toate aceste, iar acesta este doar un aspect care demonstrează adversitatea pe care o are Igor Dodon față de România. Și oare e bine că acum România, mă scuzească că vă întrerup, să-și întoarcă fața de la Republica Moldova, în vedere că sunt alegeri prezidențiale acolo? România nu și-a întors niciodată fața de la Republica Moldova, ca drept dovadă tot suportul pe care l-am oferit, la fel cum și premierul Ludovic Orban a spus, România rămâne alături de cetățenii Republicii Moldova, dar nu ne putem implica în alegerile din Republica Moldova. Este până la urmă un stat suveran și ingerințele românești nu cred că ar trebui să... Dar putem susține... scrutin electoral corect și democratic. Putem susține și putem să cerem și cred că așteptările întregii comunități europene și nu doar sunt ca aceste alegeri să se desfășoare într-un mod corect. Eu urmăresc, bineînțeles, ceea ce se întâmplă acolo. Am văzut că sunt tot felul de încercări de a organiza oameni din Transnistria deci din teritoriile ocupate în Republica Moldova, la 42 de secții special amenajate pentru ei. Avem experiența de acum 4 ani, când câteva mii, zeci de mii de transnistrieni au fost cărate cu autobuzele în Republica Moldova să voteze. Înțeleg că se încearcă același scenariu și acum. Sunt foarte multe motive de îngrijorare și sunt foarte multe semnale care ne dau de gândit că se încearcă acolo vicierea dorinței populației. Deci se încearcă fraudarea alegerilor, spuneți. Acestea sunt semnalele care, sau așa pot fi interpretate acțiunile care se desfășoară în aceste zile.
Să sperăm că nu va fi cazul și că moldovenii își vor putea alege președintele pe care îl doresc. Vom avea două tururi de scrutin acolo. Să sperăm că vor fi două tururi de alegeri și că Igor Dodon nu va câștiga din primul tur. Există șanse să câștige din primul tur? Sunt voci care spun, e foarte greu să luăm în considerare sondajele care se perindează pe la Chișinău, pentru că, după cum știți, eu am condus organizația PNL în Republica Moldova foarte mulți ani și știu cum se manipulează prin sondaje, prin presă, prin influenceri, prin blogări și atunci e foarte greu să crezi ceea ce se vehiculează. În turul 2, eu cred că Igor Dodon este de bătut. Alături de cine vedeți pe Igor Dodon în turul 2? Sper eu de un candidat pro-european. Vom vedea, dar avem 2 candidați, 3, 4 candidați, spunem, pro-europeni și 3 candidați pro-ruși. Este foarte greu de prevăzut, într-adevăr. Am văzut că în sondajele vehiculate Maia Sandu este dată cu prima șansă sau prima șansă de accede în turul 2 dintre candidații pro-europeni. Dar nu... Cred că cel mai bun sondaj este rezultatul alegerilor. Așa este.